fiecare duminică, în întreaga lume, milioane și milioane de creștini recită sau cântă sau măcar ascultă un crez sau altul. Iar la botezul majorității, cineva a spus în locul lor sau ei înșiși aceste cuvinte. Indiferent dacă provenim dintr-un context ortodox, catolic, protestant, valabilitatea acestor cuvinte ne captivează și ne atrag înspre ele. Nu doar în a înțelege, ci în a putea vedea relevanța practică. Poate cel mai cunoscut și respectat crez din toată istoria creștinismului, care a necesitat numai puțin de patru secole de reflecție și viețuire creștinească, va sta în fața ochilor noștri în următoarele zece săptămâni. Crezul Niceo-Constantinopolitan, cum este denumit după cele două orașe care au găzduit primele două concilii ecumenice ale bisericii, Nicea 325 și Constantinopol 381 este invitația zilei de azi. Sau cum mai este cunoscut, crezul celor 318 părinți care au participat la Nicea plus încă 150 care au fost la Constantinopol. Dar poate că deja o întrebare iscoditoare își face drum prin mințile noastre. Și anume, de ce ar mai conta crezul acesta pentru noi azi. De ce ne-am pierde vremea cu El? Bine bine, dar cum ajută pe mine în secolul 21 să trăiesc viața. Iată câteva răspunsuri care te ar putea ajuta. În primul rând, important să înțelegem din capul locului. Că acest crez setează cadrul general al întregii teologii creștine. Toată gândirea creștină, parcursul, evoluția și dezvoltarea ei ulterioară este încadrată de acest crez. Trasează pentru noi, vrem, nu vrem, matricea identității și viețuirii creștine. Oare te poți numi creștin dacă nu crezi? Dacă nu mărturisești așa ceva? Trebare foarte interesantă, însă poate o anumită ambivalență a răspunsului ne ajută să înțelegem valențele importante în discuție. Pe de o parte, uitați ce spunea Calistos Weyer: Crezul aparține numai celor care îl trăiesc. Cu alte cuvinte, suntem alertați cu privire la pericolul declarativ al identității creștine. Că el nu-ți aparține cu adevărat decât dacă îl asimilezi la nivel mental, în a înțelege emoțional și în a trăi o viață demnă, vrednică de aceste cuvinte. Pe de altă parte, Alfred North Whitehead spunea oriunde există un crez, există și un eretic prin apropiere sau în mormânt. Cunoscând istoria creștinismului, realizăm abuzurile, pericolele care s-au făcut atunci când vine vorba de un crez. Și această ambivalență în ce privește încurajarea, în ce privește atenționarea, ne invită la precauție, la atenție, la grijă când mânuim aceste cuvinte pe care le rostim. Acest crez, ca orice alt crez, poate fi folosit ca un obiect contondent sau poate fi folosit ca un indicator, ca un veritabil GPS de orientare. Este remarcabilă invitația pe care Dumnezeu ne -o face astăzi. Nu doar că acest crez a fost acceptat de către toate ramurile creștinătății, Catolicism, Ortodoxie, Protestantism. Dar este și singurul care nu și-a pierdut niciodată valabilitatea. Acest crez, de fapt, stabilește tiparul expunerilor ulterioare în materie de credință. Și fiecare crez care îi urmează îl asimilează și îl folosește ca pe un șablon de la care pleacă în afirmarea credinței. O simplă deschidere a mărturisirii de credință baptiste vă va familiariza cu centralitatea lucrurilor despre care discutăm imediat după primul articol, autoritatea cuvântului lui Dumnezeu, veți vedea centralitatea lui Dumnezeu și a Sfintei trăim în peisaj. Crezul trasează granițele gândirii și credinței sănătoase. Cuvântul din limba latină cu privire la granițe este finis ceea ce presupune că definiția sau ați defini credința înseamnă a trasa o graniță cu privire la adevăr și falsitate în viață. Să vezi cam unde te situezi. Cea de-a doua motivație în a ne apropia, în a ne apleca inima spre acest crez, este că afirmă distinctivitatea creștină față de toate celelalte religii. Un lucru remarcabil este că apariția crezurilor este expresia distinctivă și exclusivă a religiilor monoteiste. Nici în politeism, nici într-o altă realitate nu găsești ca oamenii, la nivel religios, să propună un crez care să inspire persoanele și viața comunității. Dar crezul creștin atinge niște limite imposibil de imaginat cred într-unul Dumnezeu, probabil se sizați similitudinea copy-paste față de șema Israel. Ascultă Israele, Domnul Dumnezeul nostru este unicul Dumnezeu. Însă imediat după aceste cuvinte urmează inovația, surpriza, realitatea copleșitoare care ne stă înainte. Vedeți, problema e că după atâtea secole și milenii pierdem din vedere această realitate de-a dreptul cutremurătoare. Înfioară această realitate cutremurătoare a celor trei persoane din Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. De fapt, este coloana vertebrală a crezului, structura de rezistență a vieții noastre într-un context în care există o preocupare obsesivă spre ocultism, orientalism și tot felul de lucruri, te întreb oare cei care au trăit într-un mediu creștin cât de atenți, cât de sensibili, cât de mult au lucrat la nivel mental, afectiv, să înțeleagă, să asimileze această invitație și provocare care ne stă înainte. În al treilea rând, crezul cristalizează atât la nivel personal, cât și la nivel comunitar, esența credinței creștine. Miezul, ce credem până la urmă, dacă ar fi să adunăm în câteva articole de credință, care temelia, fundamentul, baza pe care construim mai departe. Esența revelației este că ea trebuie să fie clară, spunea cineva. Cu alte cuvinte, parcurgerea articol după articol a acestui crez ne conferă privilegiu clarității și limpezirii. Veți vedea fiecare articol luat în parte cât de mult ne va ajuta, ne va clarifica orientarea noastră în prezent. În original, în limba greacă, apare forma la plural, credem, însă traducerea pe care noi o folosim este la singular, ceea ce surprinde valența personală și comunitară pe care o reprezintă. În al patrulea rând, acest cresc conștientizează în noi moștenirea impresionantă a creștinismului. Una dintre cele mai serioase obiecții ridicate împotriva Sfintei Trim este de ce această doctrină cardinală nu a fost descoperită și consemnată deodată. Răspunsul E ca această convingere de nezdruncinat într-un Dumnezeu triunic avea nevoie de precauție, înțelepciune, timp, reflexie îndelungată pentru a înțelege toate implicațiile. Faptul că oamenii nu s-au grăbit arată răbdarea seminală de câteva secole pentru elucidarea acestei revelații absolut copleșitoare. Gândiți-vă doar la. Revoluție în 89, sunt 30 de ani de atunci și cât de greu îi să înțelegi implicațiile, aspectele practice, practice să te lămurești ce s-a întâmplat. Dar când vine vorba de Dumnezeu cel viu și adevărat, să înțelegi felul în care realitatea lui îți afectează viața și înțelegerea. Însă forma incipientă există acolo în Biblie. Un lucru care ne surprinde este că în Evanghelia după Matei, la final, dacă veți citi cu atenție, veți vedea că Matei nu vorbește foarte mult, foarte amănunțit despre Duhul Sfânt, cum o face Luca în Evanghelie și în fapte, Apostolul Pavel în scrierile sale, Ioan în scrierile sale. Dar cu toate acestea ne surprinde la final și veți fi șocați să vedeți că nu există absolut niciun dubiu, nicio îndoială cu privire la claritatea textuală acestei variante neîndoielnice, că botezul se face duceți-vă și faceți ucenici din toate națiunile botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Ce am realizat este că pomenirea celor trei nume nu e o formulă magică pe care o rostim la botez, ci de fapt este o îmbrățișare a unor persoane. Este această intrare, accesul într o experiență Personală copleșitoare de care de Dumnezeu ne face parte. La început era relația sau cuvântul. Cuvântul înseamnă dialog, nu singurătate. Cuvântul era cu Dumnezeu. Apoi spune cuvântul era Dumnezeu. Dintr-o dată se vorbește despre. Diferență despre relație și despre identitate, despre natură. Și apoi, ca instrument al creației lui Dumnezeu, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Pur și simplu, afirmațiile acestea au o greutate și o valabilitate incredibilă. Și, în al cincilea rând, crezul acesta te va ajuta să te orientezi în prezent îți orânduiește viața. Oare realizăm noi ce mister ținem în brațe sau ce mister ne ține pe noi? Îngăduiți-mi să apelez la o pictură, o icoană celebră din istoria creștinismului, pictura Sfintei Treimea lui Andrei Rubliov, care se află la Galeria Tritiakov din Moscova și care în anul 1425 a fost realizată de monahul Andrei Rubliov. Se pot distinge trei planuri suprapuse în această imagine. În primul rând, pictura evocă relatarea sau narațiunea biblică în care Avram îi primește pe cei trei călători, așa cum apare în Geneza 18. Faptul că Avram și Sara nu apar în peisaj ne invită la o privire mai adâncă a misterului acestei vizite inopinate și marchează trecerea înspre planul al doilea, al economiei și lucrării divine. Cei trei călători cerești formează sfatul cel veșnic. Peisajul își schimbă semnificația cortului Avram devine palatul templu, în dreapta sus, stejare din mamre, pomul vieții, lumea, o tăietură abia schițată în natură, semn ușor al prezenței sale, vițelul oferit ca hrană face loc putirului de la cină, subiectul discuției pare a fi Ioan 3 cu 16 fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. În fine, un al treilea plan, intradivin, doar sugerat, el este transcendent și inaccesibil. Dumnezeu, în esența Sa, este iubire. Și relația Sa cu lumea este o extensie a întreitei sale iubiri. Lucrul acesta se vede cel mai bine în cupa care monopolizează centralitatea tabloului. Modelul suprem de dăruire pentru noi oamenii. Însă detaliul care m-a uimit cel mai mult la această pictură este felul în care cele trei persoane se privesc una pe cealaltă. Observați nu o postură semiață, nici o așezare slugarnică, ci fiecare parcă uită de sine, în timp ce își direcționează toată atenția și concentrarea spre cealaltă persoană. Considerație veșnică și golire de sine. Pur și simplu mă tulbură mai mult ca orice alt detaliu al picturii. Această privire ațintită către celălalt. Observați cât de mult seamănă una cu cealaltă. Cât de ușor îți vine să îi confunzi. Ceea ce evidențiază unitatea Sfintei Treimi. Diferența o face atitudinea și înveșmântarea distinctă a fiecarei persoane. Un singur Dumnezeu și trei persoane cu desăvârșire egale. Iată ce exprimă cele trei sceptre, semne ale puterii regale. Cu cât drag, cu câtă afecțiune privește Tatăl la Fiul, care la rândul lui exprimă atenție supremă, uitare de sine pentru a fi. Cuvântul lui Dumnezeu. Degetele Fiului imită atitudinea Tatălui care bine cuvintează Cupa. Vă mai aduceți aminte de rugăciunea agonizantă din Grădina Ghețiman, Tată? Dacă este cu putință? Este imposibil să redai vibrația interioară pe care fiul o trăiește, dar te-ai întrebat vreodată oare ce era în inima tatălui în acel moment și în ziua următoare când fiul ajunge pe cruce? Observați sentimentul răvășitor al acestei experiențe, a acestei contemplări. În timp ce atitudinea persoanei din dreapta, Duhul Sfânt, este diferită. Arătând spre pământ, masă, dreptunghiul, indică cele patru puncte cardinale. Extinderea acestei iubiri, turnarea ei în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Forța coborătoare a cinzecimii a Duhului Sfânt peste viața tuturor celor care cred în acest Dumnezeu. Blândețea liniilor îngerului din dreapta are ceva matern. El e mângâietorul, dar și Duhul Vieții. Probabil că înțelegem acum mult mai bine ceea ce ne spunea Domnul Isus. Nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel, nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul. Și acela ea vrea fiul să îl descopere. Câte ceva și despre simbolistica culorilor. Roșu închis, observați în centru, iubirea dumnezească. Albastru dens, adevărul ceresc, revelația. Aurul strălucitor care domină orizontul picturii, belșugul ceresc, armonia desăvârșită a dumnezeirii. Însă sunt remarcabile nuanțele celorlalți doi îngeri. Trandafiriu, slab și liliachiu în stânga. Tandrețe iubirii și adevărului cristic și albastru reținut și verde la argintiu din dreapta, simbolul vieții. Astfel, tatăl de nepătruns în densitatea culorilor sale se revelează alinător accesibil prin Fiul și Duhul Sfânt. Lucrul acesta activează în fiecare dintre noi întâlnirea personală cu Isus Hristos și prezența caldă aducătoare de siguranță, de liniște a Duhului Sfânt. Două motivații m-au făcut să apelez la această pictură. În primul rând, ne ajută să vizualizăm și să ne imaginăm că întâlnirea cu Dumnezeu este o întâlnire cu niște persoane reale, Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În al doilea rând, este o provocare incredibilă la reflexie, pe orizontală. Oarecum îl privesc pe cel de lângă mine? Oarecum ne privim noi, unii pe ceilalți? Care să fie relevanța imediată și practică a Dumnezeului Iisus pentru noi? Ce anume aduce în ce privește orientarea mea în prezent? În primul rând, ne arată că Dumnezeul înaintea căruia ne închinăm nu este un Dumnezeu singuratic, ci există într-o comunitate de persoane. Este imaginea comunitară a înfrățirii, a legăturii, a părtășiei dinamice. Unul este singurătate, doi, numărul care desparte, trei e numărul care depășește. Se spune că un artist a devenit creștin prin simpla contemplare acestei picturi, exclamând, dacă aceasta e natura lui Dumnezeu, atunci și eu am devenit creștin. Nu uitați că cei trei sunt așezați la masă, imaginea mesei ne invită la dialog, la bună dispoziție. Și dincolo de mesajul central al potirului și sacrificiului, există o afecțiune debordantă, profundă, care răzbate în, această relaționare. Îngădiți-mi să vă citesc ceva legat de un lucru care m-a luat prin surprindere, prin surprindere, în ce privește bucuria pe care Dumnezeu o aduce în viețile noastre. În ultima pagină a cărții Ortodoxia, G.K. Chesterton ne lasă următoarele lucruri. Bucuria care este mica publicitatea păgânului este uriașul secret al creștinului. Iar acum când închid acest volum haotic, deschid din nou cartea mică și stranie din care a între creștinismul. Și sunt din nou urmărit de un fel de confirmare. Cu tremurătorul personaj care umple paginile Evangheliilor, se înalță nemăsurat și în această privință. Ca în toate celelalte, deasupra tuturor gânditorilor care s-au crezut vreodată în Patos, Patosul său a fost natural, aproape detașat. Stoicii antici și moderni au fost mândri că și-au putut ascunde lacrimile. El nu și-a ascuns niciodată lacrimile. Le-a arătat deschis pe fața sa la vederea multor imagini pe care îi cădeau ochii în fiecare zi, ca atunci când a zărit în depărtare orașul natal. A ascuns totuși ceva. Supra oamenii solemni și diplomații imperiali sunt mândri că își pot reține mânia. El nu și-a reținut-o niciodată, a aruncat mesele afară pe treptele templului și i-a întrebat pe oameni cum cred ei că vor scăpa de o iadului. Cu toate acestea, ceva și-a reținut. O spun cu venerație. Exista în acea personalitate, personalitate zdrobitoare un fir care ar trebui numit timiditate. Era ceva ce el a ascuns de toți oamenii atunci când s-a dus pe munte să se roage. Era ceva ce El acoperea mereu, printr-o tăcere bruscă sau printr-o absurdă izolare. Era ceva unic, prea măreț pentru ca Dumnezeu să-L arate întrecerea Lui pe pământul nostru. Mi-am imaginat uneori că acest lucru este veselia Lui. Ți-ai imaginat vreodată viața trăimii în felul acesta? Recunoaște, care-i percepția noastră despre spiritualitate, despre Dumnezeu? Ori de câte ori se acel balast plictisitor, anost, neplăcut, n-are de-a face cu Dumnezeu. Cunoașterea Dumnezeului celui viu și adevărat transformă și invită la bucurie. Al doilea adevăr. Misterul trăimii reprezintă temeiul ființării noastre atât în unicitatea sacră, cât și în conectarea interpersonală. Această învățătură afirmă deodată distinctivitatea și conectivitatea. Faptul că Dumnezeu te-a creat unicat, irepetabil și că în același timp ești o ființă care tânjești după relaționare, după apropiere, după prețuire. Această realitate este, de fapt, actul fondator, creator și răscumpărător al omului. Nu uitați că, prin actul creației, Dumnezeu te creează un original și, în momentul în care se implică în viața ta și te aduce la lumină, te aduce la viață, nu face decât să readucă la iveală toată frumusețea pe care El a plantat-o și a așezat-o în tine. Pentru a înțelege valența legată de respect, îngăduiți-mi să mă folosesc de un exemplu. În urmă cu câțiva ani, stăteam de vorbă cu Duene Almăr la o întâlnire și am rămas șocat de confesiunea mărturisirea de care mi-a făcut parte. Fost misionar ani de zile în Africa, a slujit în universități creștine, însă el și-a făcut doctoratul într-o școală seculară. În prima zi în care s-a întâlnit cu tutorele, profesorul de doctorat era un evreu și el l-a prezentat colegilor de la facultate, spunând, acesta e colegul meu. El a crezut că nu înțelege bine și a corectat profesorul și a zis nu, eu sunt studentul dumneavoastră. La care profesorul l-a corectat, i-a tăiat-o scurt și din ziua aceea până a încheiat programul doctoral a fost colegul meu, și îmi spunea, s-a uitat la mine, spunea, în toate școlile creștine în care am predat și în care am fost, respectul, demnitatea mea nu a fost mai puternic conturată decât în acest mediu. cum vă explicați voi așa ceva? Și noi vorbim, creonăm cadrul Sfintei Trăim în care Dumnezeu din veșnicie în veșnicie creează și recrează oameni după chipul și asemănarea sa. Și uneori lucrurile merg exact în direcția opusă. Probabil sesizați valența critică, crucială, de a trece de la nivelul declarativ la cel faptic, real, al vieților noastre de fiecare zi. Pe de altă parte, aduceți-vă aminte, când vine vorba de conectare, de sentimentul asfixiei sociale în momentul în care am fost închiși în casele noastre în urmă cu doi ani. Cât de greu ne-a fost lucrul acesta. Nu să uit, poate, primele reîntâlniri cu oameni din biserică, cu prieteni, în care am stat împreună la masă. Cât de energizant a fost sentimentul acela, cum timpul a zburat, ai uitat de tine. Și nu trebuie să fie discuții foarte profunde, foarte elevate, ca să simți elementul terapeutic, vindecător, că de fapt ai fost creat de Dumnezeu pentru așa ceva. Observați ambele aspecte: unicitatea, demnitatea sacră și conectivitatea interpersonale Nimic nu funcționează în niciun alt domeniu, în familie, în biserică, la locul de muncă, dacă cele două valori nu sunt fundamentale pentru viața noastră. Martin Buber spunea, atunci când doi oameni relaționează în mod autentic și uman, Dumnezeu este curentul electric care începe să circule între ei. El a făcut celebră sintagma, eu tu, eu acela. Semenul tău poate să devină un obiect pe care îl mâi, îl aduni, îl trimiți. Uneori s-ar putea nici să nu știi numele, cum îl cheamă. Însă demnitatea înseamnă să știi să asculți, să știi să respecti, să acorzi atenție omului care trece pe lângă tine. Am întâlnit oameni care nu știau foarte mult în ce privește vorbirea aceasta cu oamenii, dar știau să asculte. Și deveneau, exact cum spunea cineva, unitate mobilă de terapie intensivă. Incredibil ce aduce în fața ochilor noștri, la nivel mental, această realitate, această provocare, acest start, acest început la care Dumnezeu ne invită astăzi. Voi cum vă explicați pierderea respectului uneori în mediul creștin și regăsirea lui în afară? Și am învățat să nu mai am prejudecăți, să las pe Dumnezeu să mă surprindă, să mă învețe, să-mi redirecționeze viața. E imagine în Isaia, capitolul 6, absolut fermecătoare. An de zile eram fascinat de acea rostire a serafimilor, sfânt, 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 este Domnul Oștirilor. În ultimii ani sunt fascinat de partea a doua. Tot pământul este plin de mărirea lui. Declararea unui Dumnezeu care s-a revelat în această lume. Înseamnă să te aștepți să-i vezi urmele pașilor în creație, în locul în care nu te aștepți, dincolo de perimetrul bisericii. Este absolut fascinant ce face Dumnezeu, învățătura despre Sfânta Trăime în viața noastră. Și al treilea adevăr este că experiența Sfintei Trăimi însuflețește și dinamizează viața oricărei comunități. Este un citat pe care un mare gânditor rus, Paul Evdokimov, ni lasă ca să îi mai filozofic, dar aș vrea să vedeți felul în care această învățătură înmănunchează absolut tot ceea ce facem sau gândim noi. Între ființă și nea nu se află alt principiu de existență decât cel trăimic. El este temelia de nezdruncinat care unește ceea ce ține de persoană cu ceea ce ține de comunitate și dă la toate un sens unic. Nu doar la nivel personal și comunitar, ci în absolut toate detaliile vieții. Sensul, legătura, aliantul le găsește aici. Sună cam filozofic, pastore, dacă ai putea fi mai practic. Doar tu ne-ai spus azi, crezul aparține numai celor care îl trăiesc. Mai ales că viziunea Bisericii Via este o comunitate îndrumată de Dumnezeu Tatăl, învățată de Isus Hristos și însuflețită de Duhul Sfânt. Dacă veți urmări cu atenție, veți vedea că ponderea textelor din Sfânta Scriptură, în care apare Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, nu separat și la oaltă, în discuție, au de-a face cu botezul Fiului și al nostru, experiența mântuirii noastre în mărturisire, în salutul de la finalul scrisorilor, mai ales din doi corinteni, și în textele unde se vorbește despre viața bisericii. Așadar, iată care sunt implicațiile practice. Experiența mântuirii nu-i altă decât cea a întâlnirii, cunoașterii, descoperirii de sine a lui Dumnezeu ca Tată, Fiul și Duh Sfânt. Luca 10, 21 la 22, după ce ucenicii se întorc plini de bucurie că până și dracii le sunt supuși în numele lui, el spune: În ceasul acela, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să-L descopere. Observi, accesul în prezența lui Hristos vine prin iluminarea de la Duhul Sfânt. Contemplarea Tatălui este făcută prin Fiul. Privind la Hristos, înțelegem cum arată Tatăl, care-i natura sau caracterul său, sa, felul în care noi ne putem comporta relaționa unii față de ceilalți. Te-ai gândit vreodată că botezul nu e o simplă bolborosire, ci este o invitație răvășitoare la o relație vindecătoare. Așa cum surprinde filmul și cartea Baraca, în care un tată care trece prin chinurile iadului, că fica lui e asasinată, își găsește vindecarea până la urmă, prin experiența Sfintei Trăim de mângâiere, de elucidarea dreptății într-o situație de genul ăsta, cum o poți explica, cum poți înțelege așa ceva? Hey, lucrurile chiar funcționează. În al doilea rând, o altă implicație este șocul acceptării și includerii divine. Te gândit vreodată, ai avut tresărirea asta? Cum de m -a inclus? De m-a acceptat pe mine în această realitate, în această îmbrățișare? Cât de bine se asortează cu Îmbrățișarea Sfintei Trăim, felul în care românii i-au îmbrățișat pe ucraineni în toată perioada asta, și-au deschis casele, au arătat afecțiune, atenție. Observați cât de frumos ne încurajează să privim realitatea în termeni aceștia. Exact cum spuneau părinții bisericii, că de fapt Fiul și Duhul sunt cele două mâini prin care Tatăl ne îmbrățișează pe fiecare. Cum am cunoscut noi dragostea lui Dumnezeu? Decât prin faptul că Dumnezeu a dat și prin faptul că Dumnezeu a turnat, cum spune în Roman capitolul 5. Ce dovadă mai palpabilă îți trebuie cu privire la dragostea și expresia iubirii lui Dumnezeu? De cealaltă parte știm fiecare în viața reală și, uneori, în comunitățile religioase, cât de greu se lasă învățată acceptarea. Să vă mărturisesc că nu cred că a fost un lucru care să mă îndurereze mai mult de-a lungul slujirii decât această realitate. Și aș vrea să te gândești la următorul raționament. De multe ori m-am gândit și nu mi-am găsit o explicație. Dacă un Dumnezeu perfect mă poate accepta pe mine. O ființă imperfectă. Mie de ce? mi este atât de greu să-l accept pe cel de lângă mine. Nu am un răspuns. Nu îmi pot explica. Uneori am întâlnit mai mult respect și prețuire la cei din afară. Și lucrurile nu bat în textul acesta, în care vorbim despre sfânta trăime, realitatea cu tremurătoarea îmbrățișării și iubirii lui Dumnezeu. Mai departe, funcționarea noastră optimă ca oameni derivă de aici. Te surprinde că ultimul verset din 2 Corinteni, capitolul 13 cu 14, folosește o formulă trinitariană foarte elevată. Harul, favoarea Domnului Isus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. O lasă la final pentru că împachetează tot ce spune și pentru că ți-o pune în inimă, te trimite în cotidian și zice, uite, așa trebuie să trăiești. Asta trebuie să conștientizi zi de zi. Așa trebuie să te pregătești pentru revenirea în această comunitate. Zilele acestea circulau o știre că românii sunt mai speriați de creșterea prețurilor decât de război. Cum te ajută pe tine să te liniștești? O astfel de formulă, favoarea, dragostea, împărtășirea, până la urmă împărtășirea asta e o invitație la o prezență inepuizabilă a Duhului care locuiește. Dumnezeu pune ceva în tine, care călătorește împreună cu tine în viața de fiecare zi, oriunde ai fi, oriunde te-ai duce, că ești pe front, că ești în altă parte a acestei lumi. Mi-a venit în minte, nu știu de ce, versetul din Psalmul 4 cu versetul 8 în contextul acesta mă culc și adorm în pace? Și numai Tu, Doamne, dai liniște de plină în locuința mea? David a scris pentru că a trăit. Să fie asta și emoțiile noastre când mergem la culcare? Observați cum ne răscolesc textele, versurile, adierea Scripturii, atingerea care te pune efectiv pe gânduri să-ți regândești viața. Unul dintre comentatorii fabuloș pe doi corinteni spune că nu-și poate explica, e un paradox nemai întâlnit ca într-o comunitate divizată în care erau niște emoții recurente care revin trebuie să numai să citiți, să vă reîmprospătați doi corinteni, să vedeți uh, cât de puternice zbateri, inclusiv Pavel, Pavel spune la un moment dat lacrimile pe care nu le pot ascunde, pe care le-am vărsat pentru voi, de mai multe ori când am scris această scrisoare și să încheie cu această alinare, cu această invitație, cu această trimitere, cu această deschidere. Nu știu dacă sesizăm resursele inepuizabile pe care le ai în îmbrățișarea sfintei treimi. Apoi miracolul conectării. Este o altă implicație practică. Cred că cea mai șocantă mărturie pe care am auzit-o, într-o biserică au avut o întâlnire și la discuție subiectul era pe tema părtășiei. Și oamenii au fost întrebați să spună când au simțit cel mai intens sentimentul părtășiei. O persoană care s-a întors din afară a șocat toată audiența, când a zis, când eram la bere cu prietenii. S-ar putea să te scandalizeze așa ceva, dar până la urmă nu se poate să fii într-o comunitate și să nu există o experiență genuină, lipsită de artificialitate, de ipocrizie. Nu știu dacă sesizăm invitația pe care. Miracolul conectării ne-l pune în față, ne-l vâră sub nas. Pe de altă parte, fiorul unicității sacre. De multe ori nu ne dăm seama, ăsta e adevărul. Și eu și alții probabil am greșit în domeniul acesta. Cum se poate simți copilul tău când îi spui tu de ce nu poți fi ca frate tău, ca sora ta? Sau ne o într-o formă mai elegantă, și nu-i putem vedea pericolul pentru sufletul copilului. Dar colegul ăla, și te refer la ăla care ia de obicei note bune, ce notă a luat la testul pe care l-ați avut? Observați cât de greu ne vine în mediul familial, încă cei dragi pe care îi iubim și pe care îi prețim poate cel mai mult viața de familie, în alt domeniu în care această învățătură, această credință are reverberații extraordinare. Este acea libertate pe care i-a acord celuilalt și acea îmbrățișare și acea bucurie la care te cheamă Dumnezeu. Unele persoane au descoperit ce înseamnă să-i acorzi libertate și încredere celuilalt în ce privește un anumit hobby, fie că e vorba de pescuit, fie că e vorba de schiat, un alt sport, în care celălalt s-ar putea să se întoarcă în relație un om total diferit, datorită elementului de prețuire sacră, îmbrățișezi unicitatea celui pe care Dumnezeu l-a pus lângă tine și bucuria că este lângă tine la nivelul relației. Mai departe, această învățătură înfrumusețează și dinamizează viața oricărei comunități. Eu cred că orice biserică, dacă conștientizează că la temelia ei, la construcția ei, stă Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, va găsi loc pentru orice varietate de exprimare și pentru acea armonizare fenomenală. O să fiți surprinși la cele mai multe texte legate despre apariția celor trei persoane din Sfânta Trime, în dreptul bisericii, 1 Corinteni 12, 4 la 6, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul și în toți. Ați observat simetria? Felurite, același. Felurite, același. ăsta e Dumnezeu înaintea căruia ne închinăm. Să fie diversitatea și armonia aturile comunității din care faci parte? Simți că îi încurajată exprimarea diferită, scânteietoare și că există armonie la nivelul convingerilor, valorilor, relaționării? Și o întrebare la nivel personal. Mă simt amenințat de înzestrările celuilalt sau le văd ca pe o îmbogățire? Merită amintiți și textul din Efeseni, capitolul 4, de la versetul 4. Este un singur trup, un singur duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur domn, o singură credință, un singur botez. Este un singur Dumnezeu și Tată al tuturor, care este mai pe sus de toți, care lucrează prin toți și care este în toți. Dar fiecăruia din noi, harul i-a fost dat după măsura darului lui Iisus Hristos. De șapte ori apare cuvântul singur, singur, singură. Ceea ce surprinde desăvârșirea unității din Sfânta Treime care ar trebui să opereze și în viața bisericii. Ceea ce surprinde la textul acesta și la cel din Corinteni este că persoanele sunt amintite în ordine inversă Față de crezul apostolic, unde Duhul Sfânt apare la final, aici de fiecare dată apare la început. De ce? Pentru că surprinde că el e elementul de vitalitate în viața oricărei comunități. Duhul este agentul însuflețirii, Hristos agentul mântuirii și răscumpărării, iar Tatăl este sursa finală și a tot cuprinzătoare a vieții. Observați ororile războiului din Ucraina, în ce contrast izvitor se află cu armonia, îmbrățișarea și securitatea vieții ce curge din Sfânta Treime? Mai există o relevanță pentru locul de muncă? Nu poți să realiza nimic trainic decât lucrând în echipă, bucurându-te de înzestrările celuilalt și cooperând sinergic ca să duci locurile mai departe. Și inclusiv la nivel social, în corpul social, multiculturalismul, conviețuirea diferitelor etnii la oaltă, nu este un impediment, ci este o înfrumusețare a vieții când o înțelegi în lumina lucrării lui Dumnezeu. Oare celălalt este o amenințare? Sau, frate, ce bine ar fi dacă cineva și-ar pune întrebarea asta? Existența și comunitatea Sfintei Trăim, am putea aduna lecția de astăzi în câteva afirmații și provocări simple. Reprezintă invitația irezistibilă la bucurie, temelia respectului și conectării și dinamica ori cărei comunități sănătoase. Bucurie Transformatoare, experiență vindecătoare și fluxul trepidant al comunității. Ce ți-ai putea dori mai mult? Haideți să mai privim încă o dată pictura de azi. Și aș vrea să te gândești la trei întrebări personale. Cum îi privesc? Eu, pe ceilalți. Cum mă înțeleg pe mine? Și care este locul meu în această comunitate divino-umană?